Fii atent cum faci $1000 din trading în cripto pe săptămână. Super, super simplu. Este foarte ușor. Trebuie să te alături grupului meu privat de semnale, unde toată lumea face bani 100% din timp. Apropo de grupurile de semnale, dacă ești conectat la vreunul din ele și crezi că o să faci bani full time, ghiște, la un moment dat, chiar dacă ai făcut 3, 4, 5, 16 trade-uri foarte, foarte bune, la un moment dat tot riști să pierzi tot, pentru că dacă cineva trebuie să-ți dea mereu semnalele alea, când acel cineva nu o să mai dea un semnal, o să faci o tâmpenie, pentru că, sincer, habar n-ai ce faci. Trebuie să faci singur trade-urile astea. Și azi îți dau o strategie super simplă, super simplă, care mie mi-a folosit cu adevărat, să nu pierd niciun, mare atenție, să nu pierd niciun ban, da? Deci strategia asta pe care o să ți-o arăt e bazată pe niște indicatori super de niște oscilatori care n-au nicio treabă cu linii trasate, cu chestii complicate, și mă bazez pe strategia asta doar pe panică sau euforie. Atât. Asta mi-a folosit în 2022 să fac vreo 300 de e-gold în plus la portofoliu și în prima jumătate din 2023 să adaug cam jumătate din stake-ul meu în Chainlink. Da? După câte știi, ți-am mai zis și aici, sunt băgat în e-gold și Chainlink, nu vreau să diversific foarte mult. De Bitcoin nu mă ating. Deci mare atenție, fac swing-urile astea pe anumite criptomonede în care vreau să măresc stake-ul pentru atunci când o să o ia la deal. Tu poți să faci pentru dolari dacă vrei, sau poți să încerci strategia asta, dar singur, da? Nu-ți dau semnale. Îți arăt cum mi-a folosit mie. Mai ales la ultimul trade pe care l-am făcut. Direct în Xportal și am făcut undeva la 100 de e-gold. Traderii mă vor urâ de moarte când văd ce am montat aici jos. Avem MACD-ul, avem RSI-ul și Stochastic RSI. Niște oscilatori care nu exprimă ce se poate întâmpla în viitor, ci doar ce s-a întâmplat deja în trecut, după cum se vede, da? Oscilatorii ăștia se mișcă după preț. Însă, ce îmi place la oscilatorii ăștia este că atunci când ai identificat un trend, adică de exemplu, da? De aici, poți să trasezi niște linii de genul ăsta, da? Până pe aici. Trendul era clar la vale, da? Chiar dacă am mers și un pic mai jos. Ei, acum trendul se modifică. Ce putem să vedem pe oscilatorii ăștia? Putem să vedem încă o dată panică sau euforie. Când oscilatorii ăștia se duc în partea de sus, da? Aici, de exemplu, RSI-ul sau MACD-ul la fel, sau Stochastic RSI-ul, da? Și când toate sunt în aceeași direcție, ba chiar când îi vedem cu culoarea asta aprinsă, mai ales RSI-ul, atunci este euforie maximă. Atunci este probabil momentul să ieși. Când avem în partea de jos panică, se poate vedea, da? Foarte, foarte simplu. Uite panica. MACD-ul era tot jos, da? Sub linia mediană. RSI-ul era oversold, era pe la 20 și 3 nivelul, și Stochastic RSI-ul, da, era tot în zona de oversold, undeva la, cât avem aici, 7, după ce crescuse, da? Suntem pe time frame daily, mare atenție. Nu fac swing-urile astea de 3 ori pe zi, nici măcar o dată la 3 zile, da? Ultimul swing pe care l-am făcut de aici, da, a durat multe zile. Hai să ne uităm. 29 de zile, o lună, da? Deci mare atenție. Și care sunt gain-urile aici? Și de ce nu fac asta pe Bitcoin? 35%. Hai să ștergem desenele astea. Hai să dăm un pic mai jos, da? Și să vedem exact. Da, pot să merg și pe 4 ore, însă, încă o dată, mie nu-mi place să pierd bani. Așa că mă uit pe un time frame puțin mai mare, da? Pe daily poți să faci un trade la 30 de zile, la 15 zile, la 7 zile. Ideea e să vezi oportunitate. Încă o dată, aici la $32 a fost o oportunitate foarte, foarte bună, pentru că RSI-ul aici era oversold și a stat o perioadă bună de timp. Da? Și poți să observi niște divergențe. Și anume, dacă RSI-ul s-a menținut la același nivel, în timp ce prețul scădea, asta este o divergență bullish. E clar că trendul se va duce după aia în sus. Cât de în sus, n-ai de unde să știi. Aștept să vezi ce face și RSI-ul, și MACD-ul dacă merge în partea de sus, și Stochastic-ul care merge în partea de sus în același timp. Da? Unde puteai să ieși pe parcurs? Îți dai un target. Ai simțit aici panică, că lumea s-a panicat. Nu trebuia să aștepți zona asta de 50 ceva de dolari. Puteai să ieși inclusiv la 43. De la 32, da? Hai să vedem ce gain aveai, pentru că, încă o dată, nu trebuie să te oftici că merge mai sus. Până la $42, 30%. Faci treaba asta cu 100 de eagle, de exemplu, sau poate ai $1000, sau poate ai $10000. 33% în decurs de, hai să vedem câte zile au trecut de aici, până dacă ai fi ieșit, de exemplu, la $42, o lună. Într-o lună aveai din 1000, 1300, din 10000, 13000 și tot așa. Cum fac eu chestia asta, da? Și la fel, nu e doar aici, se poate observa și aici, da? Însă,
mare atenție, când este trendul descend, adică cum am avut scăderea de anul trecut, bear market, obvious, da? E mult mai complicat să faci asta aici. La fel va fi și când ieșim din range-ul ăsta, da? Chiar dacă am făcut o deviație, chiar dacă venim așa, nici nu contează, când ieșim și mergem în sus, cum a fost aici, de exemplu, nu mai poți să faci chestia asta. Deci, strategia mea este destul de unică și subiectivă pentru mine. Tu ți-o faci cum vrei tu, când te uiți la, dacă vrei să te uiți la oscilatori ăștia. Dacă n-am altă strategie să-ți dau, da? Nu știu analiză tehnică, nu mă interesează, vreau să țin lucrurile cât mai simple ca să știu că fac bani. Ăsta mi-e scopul, da? Și traderii vor același lucru. Doar că ei învață chestii mai complicate. Eu nu vreau să stau să fac asta, da? Deci, încă o dată, ăsta este pe termen scurt. Strategia asta ține doar de ping-pong-ul ăsta, pe termen scurt. Că atunci când vine parabolica, când începe bull market-ul, nu mai poți să faci asta. Doar că până atunci, da, pot să fac o dată de aici un swing, ceea ce am și făcut, da? Încă o dată, hai că să vedem exact cum am făcut ultimul swing. De exemplu, aici, în perioada asta de 8 iunie spre 13 iunie, era scandalul cu SEC-ul, da? Deci, în perioada asta, da? SEC-ul a venit și a zis că începe să taie, să spunzure prin spațiu cripto. Eu am venit aici și am pus un tweet, cred că îl ții minte. Da? Aia este doar FAD, zonă bună de acumulare. Dacă te uitai pe oscilatorii ăștia atunci, după ce Eagle-ul a stat foarte, foarte mult pe MACD sub linia mediană, RSI-ul era sub, la fel, sub linia mediană și părea că nu mai vrea să iasă, era un moment bun de acumulare, mai ales când ai văzut picajul ăsta. Da? Și dacă te uitai, de exemplu, pe, hai să zicem, un 4 ore, să-ți mai iei o confirmare că poți să mergi pe 4 ore. Ce puteai să observi pe 4 ore, pe intervalul de 4 ore? Dacă te uitai pe RSI, odată MACD-ul era super jos aici, da? Foarte jos, era la minus 1.65. Când vezi chestia asta așa, după ce prețul a mers destul de lateral, o perioadă foarte, foarte lungă, da? Când vezi chestia asta în jos și te uiți pe oscilatorii ăștia, uite-te puțin ce a făcut, da? Deci prețul de aici până aici a rămas același, iar RSI-ul a crescut. Asta este o divergență bullish. Era clar că trendul o să o ia în sus. În aceeași perioadă, dacă te uitai de aici, da? Se vedea că inclusiv stochastic RSI-ul era oversold și vroia să o ia în sus. La fel, MACD-ul era în jos și linia asta albastră deja se îndrepta de aici, a început să se îndrepte spre aia, să o călărească, da? Să o încalece, să treacă peste ea. Și ai putea să-mi spui, da? Păi și unde vând, bro? Păi hai să ne uităm un pic, da? Deci tu după ce ai văzut că s-a întâmplat o divergență, trebuie să fii conectat, da? Deci când vezi sânge de genul ăsta, cum a picat piața și au picat toate proiectele, nu doar Eagle, era clar că dacă te duceai aici să-ți iei confirmările și vedeai chestia asta, instant nu intrai aici, da? Că nu aveai să știi. Intrai aici, de exemplu, la 29, 30 chiar. Până unde putea să meargă? Te uitai în continuare pe oscilatori. Când merge spre zona de oversold, de exemplu, hai să dăm un zoom in, aici la oversold sus, da? A făcut o dată. Și la fel, a doua oară, RSI-ul ăsta n-a putut să meargă și mai sus. Dar prețul s-a dus. Asta e divergență bearish. De aici era clar că o să scadă. Da? Tu puteai să ieși oriunde aici. Mai ales când vedeai RSI-ul din nou aici. Da? Sau chiar și de aici puteai să-l vezi. Prețul a rămas pe loc aici și RSI-ul a fost mai slab. S-a mai dus la un vârf. Nu trebuia să fii calic. Da? Și poți să te uiți. De aici dacă intrai, după ce vedeai chestia asta, aveai timp să intri și ieșai aici, aveai 15% în decurs de câteva zile. Deci încă o dată, sunt doar confirmări. Da? Asta îmi confirmă mie și nu fac chestia asta în fiecare zi, o fac foarte, foarte rar, tocmai pentru că rar vezi chestii din astea, da? Aici a fost nasolie, aici a fost nasolie, m-am uitat și în piață să văd știrile, bă, ce zic ăștia? Aha, gata, moare iar spațiu cripto, este mai bine să ieși din el. Lumea vindea pe minus. Atunci e momentul să iei niște swing-uri, da? Și bineînțeles, aici, în zona asta, la 34 sau chiar mai sus, aștepta. Eu prefer să aștept. Pentru că la fel cum a fost și aici, a fost mult fad, da? Trendul a ținut o perioadă mai lungă în creștere. Aici la fel, nu trebuie să te calicești. Părerea mea este că, încă o dată, se vede și aici trendul puțin ascendent, se vede și aici pe RSI, da? Pare că vrea din nou să meargă un pic mai sus. Pare că vrea și prețul să meargă un pic mai sus, da? Însă e de ajuns să ieși pe la jumate. Dacă ai făcut treaba asta aici cu 100 de Eagle, da? Pentru că, încă o dată, strategia mea este să măresc bagajul. Nu contează moneda, faci treaba asta cu ce monedă vrei tu. Hai să ștergem acum, sper că ai înțeles treaba cu oscilatorii ăștia. Nu e nimic complicat, dar trebuie să o faci rar. Sau dacă vrei să o faci mai des, te duci pe time frame mai micuț, dar este mai riscant, acolo nu funcționează cam la fel. La fel, dacă vrei să mergi pe Bitcoin să faci treaba asta, gain-urile nu sunt la fel și tot așa, de Bitcoin eu nu mă ating. Am mai postat când am mai făcut chestia asta, la eGold, și am făcut-o fix aici. Tot așa, oscilatorii arătau foarte, foarte bine, fix aici, da? Aici am cumpărat, aici în drumul ăsta am vândut, am văzut o grămadă de euforie în partea asta și am vândut, da? Și am intrat înapoi aici. Deci am luat cu vreo 100 și ceva de Eagle mai mult.
din trade-ul ăsta. Am luat înapoi jos. Ce înseamnă că după aia s-a dus prețul mai jos? A, ce fraierești. Ce fraierești că uite acum ți-a scăzut portofoliul pentru că s-a dus și mai jos. Ha ha ha. Da, dar am 100 de e-gold în plus. Încă o dată fac strategia asta ca să măresc bagajul. Și ghiși ce? N-am vândut e-gold-ul ăla. Pentru că în fiecare lună, și asta e o completare pe care trebuie să ți-o spun și ție, pentru că e foarte important să ai în fiecare lună bani care intră în piață. Cu banii care au intrat în piață, da, ultima lună, aici, da, am făcut alt swing, da, și undeva pe aici, în zona asta, am ieșit fără să mă calicesc. S-a dus mai sus. Dacă merge și mai sus, ah, ce fraierești că uite ești pe minus pentru că ai vândut prea repede. Nu mă interesează, am e-gold în plus pentru că am făcut treaba asta. Dacă nu făceam, aveam doar de banii cu care intram. De exemplu, am băgat 10.000 de dolari, 5 în e-gold, 5 în Chainlink și din 5.000 ăla e-gold am făcut un swing doar cu vreo 100 de e-gold, da? Deci nu fac nici cu toți banii, nu vreau să risc. Și totul este pe spot. Nu iau leverage, nu fac chestii riscante. Am ieșit aici cu 100 ceva de e-gold. Nu mă interesează că s-a dus mai sus, pentru că oricât de sus s-ar duce, există corecții. Și după aia la un 3 shop, să zicem, iau intrare, când văd oversold, da, iau ieșirea cu o porțiune mică din portofoliu și mi-am mărit încă o dată bagajul de e-gold. Am încă 53 de e-gold în plus. Și chiar dacă l-am vândut aici, da, și a crescut încă puțin, vai ce prost ești că puteai să mai aștepți să-l vinzi la 53 și aveai mai mult e-gold. Nu mă interesează, o să scadă. Da, și chestia asta la fel, pe termen scurt. Totuși vreau să fiu în e-gold. Sunt foarte, foarte puțin în USDC, pentru că cu USDC poți să faci swing-uri pe exporter. Cred că au băgat și wrapped USDT, mă rog, nu mai știu. Chiar și așa, oricum și USDC-ul ăla tot wrapped e. Dar ai înțeles ideea, până când iese din range-ul ăsta de acumulare, adică să depășească în partea asta aici, să mai pot face niște ping-pong-uri, da? Dar mare atenție, nu cu tot e-gold-ul. Dacă ai toți e-gold-i 100, nu faci cu tot. Iei aici o intrare și după aia ieși aici cu tot e-gold-ul, după aia intri aici, da? Mai ieși odată cu tot e-gold-ul. Nu poți să faci chestia asta cu tot bugetul. Pentru că la un moment dat o să iasă din range-ul ăsta și rămâi în dolari. O să-l cumperi aici. Deci asta va fi o problemă atunci când vrei să intri din nou să faci. Nu faci chestia asta forever, da? Deci eu o fac încă o dată. Strategia mea este de swing trading, da? Ping-pong-ul ăsta, cu o părticică mică doar când văd oportunități. La fel aici, după ce am făcut swing-ul ăsta și am intrat înapoi aici, nu l-am vândut aici ca să merg mai jos, da? Nu m-am mai atins de el. Swing-ul ăla mi-a adus e-gold în plus, l-am ținut acolo deoparte. Pentru că luna care vine, avem bani pregătiți și dacă avem oportunitate de genul ăsta cum am avut aici, bam, am mai făcut un swing, e-gold în plus, la următoarea am introdus în piață și la revedere. Până când nu mai merge. Pentru că fac chestia asta foarte, foarte rar. E, analiza asta o să o fac și pentru membrii din Clubul Băutorilor de Stele. Acolo râgâim numai mațe fine, suntem la un alt nivel. Și apropo, suntem deja 300. Dacă vrei să te alături, o să ai strategie de Bitcoin trading deja, o să ai strategie de Bitcoin investing, o să ai strategia asta de swing, mult mai bine explicat, o să explic și oscilatoria cum se mișcă. Și la fel, când avem trendurile astea, da, spre în jos, adică bear market-ul, mult mai riscant, la fel și în sus, mult mai riscant, ca să nu fi lăsat pe lângă. Cam atât pe azi, The Join, poți să vezi jocul de lichiditate, care conține chestii macroeconomice. Asta ne ajută să ne formăm scenariul principal, să vedem când se duce trendul ăsta de ping-pong. Și cam aia e, gata, pa!